Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. După miezul nopții, pe TVR1 puteți urmări filmul Incendiary cu Ewan McGregor și Michelle Williams. Într-o după-amiază, o tânără femeie își trimite soțul împreună cu fiul lor la un meci de fotbal pentru ca ea să se consoleze în brațele amantului ei, un reporter oportunist. Însă în acest timp are loc un atentat în urma căruia soțul și copilul sunt uciși, eveniment care schimbă total viața femeii. De la ora 25 minute, HBO prezintă filmul Night Train to Lisbon cu Jeremy Irons. O întâlnire întâmplătoare cu o misterioasă femeie portugheză îl determină pe profesorul Raymond Gregorius să-și abandoneze cariera și să plece la Lisabona în căutarea unui doctor care și-a dedicat viața îndepărtării detestatului dictator Salazar. I have an uncle. I told him about you in the book. I believe you and Amadeo were in the resistance. What if your first assignment was to kill your father? His life, his world was extraordinary. Mine seems so insignificant. I want to know what happened. Give me your gun. You don't know who you're dealing with. They lived. Why don't you just stay? Pe Cinemax de la ora 21 rulează filmul Sources of Life, o saga de familie, o istorie a Germaniei postbelice redată din perspectiva a trei generații. Producția prezintă povestea autobiografică a regizorului Oscar Röhler și poveștile de dragoste ale familiei sale. De la ora 21 pe TV 1000 puteți urmări Beyond the Sea cu Kevin Spacey, Kate Bosworth și John Goodman. Producția spune povestea vieții lui Bobby Darin și a ultimului său mare spectacol. Suferind în copilărie de o febră reumatică gravă care i-a atins inima, Bobby descoperă în muzică impulsul de care are nevoie pentru a rămâne în viață. Însă la sfârșitul anilor 60, prada bolii sale din copilărie își face simțită prezența, iar Bobby va trebui să-și reanalizeze prietenii, familia și extraordinarul talent pentru a-și liniști astfel demonii interiori și a-și accepta destinul. You know when that shark on the board, it's real. The audience is right there. You can feel it. Maybe movie audiences are too sober for you. No, it's reality, baby. The nightclubs are reality. It's not like the movies that are all fake. Oh, the nine form. He's coming. On the right, babe. And now that Mackie back in town. Pe National Geographic Channel puteți urmări de la ora 22 documentarul Canibalii de azi. Autorul și exploratorul Piers Gibbon pornește într-o nouă aventură decis să studieze unul dintre taburile extreme ale omului, canibalismul. El va străbate pădurea tropicală din Papua Noua Guinee în căutarea triburilor ai căror membri obișnuiau să consume carne de om. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă! Angajații fostului combinat minier Gura Humorului se adună vineri pentru a protesta împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor, în urma cărora mulți dintre ei au pierdut sume importante de bani. Oamenii vor să conteste deciziile și nu și-au ascuns nemulțumirea pentru reducerile substanțiale. Numărul minerilor afectați este de ordinul sutelor, iar dacă sunt puși la calcul și cei care au lucrat la mina de uraniu de la Crucea, deja există o masă critică importantă de oameni care sunt nedreptățiți de recalcularea pensiilor. Câteva sute de mineri s-au adunat duminică în fața sediului Companiei Naționale a Uraniului de la Crucea pentru a discuta pașii
și care trebuie urmați în cazul unui proces în instanță, colectiv sau individual, prin care să-și solicite drepturile legale de pensii. După eliminarea din calcul a condițiilor speciale de muncă, minerii care au lucrat în zonele de expunere la radiații pierd la pensie între 950 și 3200 de lei, iar impunerea stagiului de cotizare de 25 de ani duce la înghețarea pensiilor pentru 6-8 ani, afectând grav foștii angajați din minerit. Biserica Monument a Mănăstirii Hadâmbuș va serba duminică hramul Prilej, cu care sunt așteptați pelerini din toate colțurile țării. Sfânta liturghie va fi oficiată de către Preasfințitul Părinte Nechifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Biserica Nașterea Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbu datează din anul 1659, când voievodul Gheorghe Ghica i-a dăruit boierului grec Iani Hadâmbu, fost chelar, un loc în pădurea Iașilor, la dealul mare, pentru a construi o biserică cu hramul Nașterii Preacinstitei și Născătoarei de Dumnezeu. Între 1937-1938, preotul Octavian Zmău din Român a pictat două icoane ale Maicii Domnului cu pruncul, pe care le-a închinat cu Danie Mănăstirii Hadâmbu. În perioada celor 30 de ani de părăsire a bisericii, odoarele au fost închise într-o ladă. În 1990, odoarele au fost așezate cu cinste în biserică, după noua sfințire acesteia, iar câțiva ani mai târziu li s-a făcut ferecătura de aur și de argint. Icoana a fost donată schitului din dealul mare, cum este cunoscută Mănăstirea Hadâmbu, de ieromonahalul Iov Mazilu, egumenul acestui schit. După 1990, prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, după 30 de ani de uitare, Mănăstirea Hadâmbu a fost reînființată odată cu venirea arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale. Un bărbat de 54 de ani s-a împușcat în cap la poligonul de tragere din Huțani, județul Botoșani. Evenimentul a avut loc astăzi la amiază. La fața locului au ajuns un echipaj SMURD și mai multe echipaje de poliție. Din primele cercetări este vorba despre un polițist local din Suceava, client obișnuit al poligonului. Bărbatul s-a împușcat chiar sub ochii supraveghetorului poligonului. Polițistul local se afla în poligonul privat din Huțani, comuna Vlădeni, pentru o ședință de tragere de agrement și s-a împușcat cu un pistol Glock luat din poligon. Din păcate, cadrele medicale sosite de urgență la fața locului nu au putut decât să constate decesul bărbatului de 54 de ani. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și în jurul a 20 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În capitală cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Minima termică va fi de 15-17 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Mâine vremea se va menține călduroasă în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu norări temporare și perii răstrânse, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara, cu precădere în zonele montane, submontane, în vestul și centrul țării. Vor fi condiții de grindină. Vântul va avea unele intensificări în sud-estul teritoriului, în special în zona litoralului, dar de scurtă durată, posibil și în rest, asociat averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 34 de grade, valori ușor mai scăzute urmând a se înregistra pe litoral și în delta, unde vor fi între 22 și 25 de grade. În capitală, vremea se va menține călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului de 32-33 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La munte cerul va fi variabil, cu norări temporare și perii răstrânse vor fi averse, descărcări electrice și posibil grindină, mai ales după amiaza și seara. Temperatura aerului va fi în creștere ușoară față de intervalul anterior. La mare vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 15 și 18 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 19 și 22 de grade. Începe povestea lor, dar tu ești ocupată? Pune pauză și o urmărești mai târziu. Ți-a scăpat primul lor sărut? Derulează!
Te-a emoționat nunta? O poți înregistra. Vrei să vezi altceva? Ai o colecție de filme și seriale din care poți alege. Și ai totul la o calitate excepțională a sunetului și a imaginii, de 5 ori mai bună decât cea standard. Numai cu televiziunea Dolce Interactiv de la RomTelecom. RomTelecom. Împreună acasă. Vreau ca tati să nu mai spună tati trebuie să închidă acum. Vreau să mă sune toți, să audă cel mai fericit om din lume. Vreau să-mi sun toate clientele de ziua lor, sau mai bine, pe soții lor cu o zi înainte. Vreau să fiu bunica lor tot timpul, nu doar în vacanțe. Vreau să fiu alături de oamenii mei, oriunde mă duce afacerea mea. Acum vorbești liber, din RomTelecom către Cosmote. Suntem cea mai mare comunitate pentru tine. Peste 13 milioane de utilizatori. Pasiunea, nebunia, drama, spectacolul sunt toate numai aici pentru tine. Ce mai aștepți? Din iulie, Liga 1 vine la Dolce Sport. Alege Dolce Sport HD și trăiește marile bătălii din Liga 1 în High Definition. Ai super calitatea sunetului și imaginii și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Ia-ți acum televiziunea Dolce și încearcă gratuit calitatea HD. RomTelecom. Împreună acasă. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi. De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie. Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. RomTelecom. Împreună acasă. Trăiește în direct cel mai mare spectacol fotbalistic din lume. Acum, pe Dolce și DolceTV.ro, vezi live toate meciurile UEFA Champions League. Întregul spectacol. 146 de meciuri transmise în direct. Numai pe Dolce și DolceTV.ro. Ah, uite că vine. E de să mănânci. Mănâncă mult. S-au găsit și în sfârșit. Purmeilor, înțeleg că aveți 6 luni gratis de la Dolce. Dar mai băgați-vă și pe mine în seamă. Gata! Dolce, te uiți gratis. Haideți să facem o vizită în lumea fascinantă a imaginilor de înaltă definiție. Știați că imaginea redată de televizorul dumneavoastră poate să fie mai mare și mai clară fără să depuneți nici un efort? Formatul High Definition HD redă cu fidelitate imaginile și sunetele, oferind detalii uimitoare pe care filmările în format standard nu le pot transmite. Vreți să vedeți imagini de 5 ori mai clare? Mult mai aproape de realitate? În formatul HD, sunetul are o calitate superioară, imaginile surprind toate detaliile, iar rezultatul vă oferă o experiență de până la 5 ori mai intensă. În plus, puteți aduce cinematograful în casa dumneavoastră. Pentru că în timp ce imaginile standard sunt difuzate în format 4x3, imaginile HD sunt redate în format 16x9, exact ca într-o sală de cinema. Astfel vă veți bucura la maxim de televizorul dumneavoastră performant, de tip HD sau Full HD. Ia-ți acum televiziunea Dolce de la RomTelecom și trăiește experiența High Definition. Librăria studioului Alfa Omega TV. Cărți sau DVD-uri cu filme și documentare, seminarii biblice, desene animate și conferințe creștine pe teme variate. Creștere spirituală, rugăciune, laudă și închinare, vindecare și eliberare, luptă spirituală, familie și relații, etică în afaceri, creaționism, pro-Israel, profetic, înțelegerea vremurilor. Pe site poți viziona extrase video, poți citi capitole din cărți și poți descoperi alte materiale asemănătoare. Accesibil și convenabil. Solicită catalogul nostru sau comandă online la alfaomega.tv/librărie. Comandă acum!